Dar dacă nu poți să le faci în bine, măcar să nu le faci rău. Și deja e ok tot. Cum ai spus, creangă. Da. Adică asta ar fi varianta perfectă. Vedeți că uneori poți face rău ăsta fără să-ți dai seama. Să-l faci cumva implicit, așa, știți? Poți nici să nu observi asta. Quiz. Știți? L-am tradus miseropism. Și el acolo cumva deci vorbește despre atitudinea asta miseropistă a rușilor și coboară cumva în trecut, așa. Din anievul mediu până în zilele noastre. Știți? Și vorbește, uite, de unde vine indiferența asta, deci, pofighismul, să se zic altfel, așa, al rusului, da? Cum a mutat el în perioada sovietică, da? Ce s-a întâmplat cu el în tranziție, da? Un fel de așa de capitol eseu, foarte interesant. Și, deci, mă rog, felul în care societatea cumva a potențat mereu, deci, miseropismul ăsta. Are niște capitole, este foarte interesante, așa, despre felul de-a fi al rușilor, așa, foarte curios. Dar e și o poveste în același timp, acolo sunt niște personaje de care se mișcă, deci, prin toată tranziția asta rusească. Și este, are și un episod amuzant acolo, îmi amintesc. Deci, un tip, doi tip, deci, unul se urcă pe turnul Ostankino din Moscova, știți? Și unul stă jos, dar unul se urcă pe Ostankino sus și se uită el așa în jur și acela zice, nu știu, seara, știu, vede, știi? Și ăla de sus așa zice, thriller. Dar acela zice, не понимаю, что за thriller, știi, zice. Россия – это thriller, zice, știi? Vă se-mi făți șanță. De la înălțimea turnului Ostankino, un thriller, așa, zice, știi? Și bănuiesc că nu-i departe de realitatea de aici, așa. Așa o întrebare în spate. Nu, mai bine nu întrebare, dar trecerea de la Uniunea Sovietică la independență. Acei oameni care au fost pe vremuri au rămas că ei nu sunt eroi, toți au fost eroi. A noștri părinți au luptat la unii soldați. Care concluzia între întrebările acestea și trecerile la noi? Deci am stat de vorbă cu vreo doi scriitori și spune, băi, Vasile, mai înțelegi care e situația? Acum nu citești ce a fost acolo, numai pe nou. Dar se poate de făcut o legătură, fiindcă tot viitorul fără trecut nu poate să fie. Trebuie să ne duci. Iacă, care e părerea noastră de la trecerea de la și la independență? Să vorbim despre cei oameni care lucrau și acolo și acum. O să spun chiar despre mine. Dacă așa, mie mi se pare foarte important, da. Deci, experiența generației noastră. Da. Și de exemplu... Și nu întotdeauna suntem de acord cu... Da. Nu, mă rog, aici nu pot fi de acord, dar ești eu și depinde și de tonalitate, știți? Adică, de exemplu, eu am citit o carte a domnului Pirogan, regretatul, despre gulagul ăsta în care a fost el. O carte extraordinară, știți? O experiență de asta pe care eu, de exemplu, niciodată n-aș putea să o povestesc pentru că n-am simțit-o, n-am trăit-o, știți? Eu n-am fost în gulag. Deci, cum spun, experiența asta lor este uriașă și este foarte necesară. Deci, omul a fost acolo. Noi, generația noastră, noi nu știm ce asta. Deci el ne povestește un lucru pe care noi niciodată nu o să putem povesti așa cum. Dar noi prin carte ori suntem prin altceva lectură. E că el cumva, sigur că, și-mi dau seama că lucrul ăsta e explicabil, da? E prea cumva așa, deci registru. Eu registru, dacă ar fi fost un pic mai neutru, cred că era o carte trăsnet, un fel de bestseller, așa mi se pare mie. Dar nu poate, pentru că omul cumva a suferit și acolo sunt niște chestii de astea, cum spun, de... pur și simplu te zguduiești, știți? Adică, de exemplu, nu știu dacă ați citit-o, deci acolo este un episod ăsta pe care îl povestește aici. După un an de ședere de asta în gulag, deci pentru muncă stahanovistă, mai mulți prizonieri de ăștia erau duși într-o altă parte, nu știu unde, și deci acolo era așa o zonă, deci toți stahanoviștii și stahanovistele astea care munceau cel mai bine erau aruncați așa într-o baracă și le se spunea u vas caroce ceas, știi? Și deci acolo erau femei și bărbați se pomeneau care și se vedeau prima dată. Ei aveau o oră la dispoziție. Și deci, vă dați seama, deci, el descrie deci, cum toți începeau să caute unul pe altul, deci un bărbat pe o femeie și aveau loc, deci o împreunare de asta, un soi de răbufnire a unor instincte animalice,
Deci făceau sex acolo unul lângă altul, tot, știți? Și după asta nu mai știai, știi? Adică puteai să ai și un copil, habar nu mai aveai. După asta erau luat și duși iarăși înapoi în zonele lor. Deci e o chestie așa zguduitoare, care vine, de exemplu, mă răvășit. Așa. Și n-am mai găsit-o nicăieri. Așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că experiența lor este neprețuită. Deci eu, cum spun, da, noi, ca orice scriitor are nevoie să vadă ce scriu predecesor. Nu poți, pentru că nu poți, nu apare pe un teren așa, știți, alb, unde nu, este, nu există nimic. Deci, în mod normal, tu ai nevoie de experiență predecesorilor. Altceva e că tu trebuie să-ți găsești cumva stilul tău. Deci, vreau să uitați-vă. Deci, eu am întrebat de această am dat.